În primul rând vreau să vă mulțumesc că ați ales Târgu Mureșul și aici, în primul rând, domnului de la Ringbox, pentru că e unul dintre oamenii care stă alături de noi de câți ani? De aproximativ 10 ani, cu care am colaborat foarte bine și cred că lucrurile vor merge în continuare tot așa. Am înțeles că anul acesta, pentru prima dată la Târgu Mureș, vreți ca să faceți o competiție națională. Internațională de seniori. De seniori. Sper să fie într-un ceas bun și să aducă cât mai mulți pugiliști la Mureș, pentru că noi suntem un oraș care am susținut sportul indiferent de domeniu din care face parte. Și noi ținem să vă mulțumim pentru acest lucru, că sunteți un iubitor de sport și de box în general. Mai mult, cred că trebuie să le spuneți dumneavoastră celor de la presă, pentru că dumneavoastră știți exact ce vreți să faceți, ce ar însemna pentru boxul din România și din câte date am eu, în mare parte și dumneavoastră și antrenorul și-au făcut datoria în anii aceștia. Da, noi umblăm, nu știu, vrem să promovăm cât mai mult boxul. Nu este într-o situație chiar favorabilă, au fost multe schimbări în federație, în birou federal. Alergăm prin țară, ne zbatem, vrem să promovăm cât mai mult. Dumneavoastră ne dați exemplu că încă sunt oameni care iubesc sportul. Să facem tot ce ne stă în putință să ridicăm valori, să-l aducem acolo unde este loc. Întrebări. Despre ce competiție este vorba? Campionatele naționale de seniori. În funcție de cât sportiv, câte cluburi vor participa, atunci vom ști mai mult. Se boxează de luni din data de 7 și competiția în calendarul federației apare cu box inclusiv până vineri. Finalele competiției se vor desfășura vineri. Noi suntem în discuții avansate cu cei de la televiziune pentru transmiterea integrală a semifinalelor și finalelor pe TVR 1 sau pe TVR 2. Și sperăm noi că vor fi prezenți la Târgu Mureș între 80 și 100 de sportivi, de obicei atâția vin la un campionat național de seniori și sunt sportivi din toată țara. Începând la toate cele 10 categorii de greutate, începând cu 49 de kilograme până la plus 91 de kilograme. Turneul este cu atât mai important cu cât va fi o etapă de pregătire în calendarul sportivilor din lotul național de box a României, care se vor pregăti pentru campionatele mondiale, care la rândul lor este un criteriu de calificare pentru Jocurile Olimpice de la anul de la Rio. Deci, Federația Română are Târgu Mureșul în urma solicitării Clubului Sportiv Ringbox Târgu Mureș, care de obicei organizează o etapă din calendarul Federației Române de Box și a fost competiția care ne-a avantajat din punct de vedere al calendarului sălii sporturilor, pentru că o competiție de acest nivel nu se poate organiza pentru ca să ne respectăm blazonul atât al nostru, al clubului, care este, să zicem, mai mic, dar blazonul mai mare a orașului nostru, deci trebuie să respectăm standardele competițiilor, să o facem în sala sporturilor. În perioada aceasta, la începutul lunii septembrie, nu conturbăm prea mult celelalte sporturi, ne referim la basket, la futsal, la handbal și atunci pentru asta am licitat la această competiție, am cerut Federației Române această competiție și ni s-a aprobat și vom aduce la Târgu Mureș cei mai buni boxiori români ai momentului, asta și datorită ajutorului celor de la Primăria Municipiului Târgu Mureș. Le mulțumim și pe această cale, fără ei noi nu am putea să ne descurcăm sau ne-am descurcat mult, mult mai greu și le mulțumim și pe această cale, mulțumim domnului primar, domnului viceprimar și sperăm noi să avem succes cu această competiție la Târgu Mureș. Un sportiv din Mureș,
Sportivi din Târgu Mureș, noi suntem pregătiți, avem 5 sau 6 sportivi care vor intra în competiție. Este adevărat, sunt sportivi tineri care sunt la primul an de nivel de seniori, dar sperăm noi că le va prinde bine această competiție. Sperăm să reușim să calificăm sportivi cât mai sus și dacă reușim să obținem o medalie la campionatele naționale, ar fi la acest nivel, pentru că la alte niveluri am avut și anul trecut campion național, dar la nivel de senior este greu. Dacă reușim să ajungem la o medalie la nivel de senior, va fi bine, având în vedere, spun că toți sportivii noștri sunt la primul an de seniorat. În legătură cu campionatele mondiale, spuneți că asta este o etapă de pregătire. Când vor avea loc? Cei de la federație, undeva la sfârșitul lunii septembrie, domnul antrenor coordonator al loturilor naționale, domnul Moroiță, este prezent, dânsul este președintele Colegiului de Antrenori al României și vă poate da mai multe. Nu vor participa decât cei care vor trece și se vor califica la campionatul european care începe pe 6 august. Deci, campionatul mondial nu mai este ca pe timpul să prezinte toată lumea cu ce garnitură are, să face o selecție. Și cei care se clasează la campionatele mondiale se califică în niște criterii care se vor stabili la Jocurile Olimpice. Deci la campionatul mondial nu mai participă decât cei care scapă de aceste campionate europene, care se califică de aici. Alte întrebări? Ce importanță are acest campionat pe care vreți să-l organizați? Este cea mai puternică competiție din România, în box. Campionatul Național Senior. O să fie participare, să vină toți boxerii de valoare, că toți își doresc titlul, să mai adauge câte un titlu la pământul de aur. Probabil de acolo toți își doresc să meargă la europene. În calitate de sportiv, cam cum vedeți boxul la ora actuală în România, nivelul? Nu este ca și acum 15 ani, când eu am trecut la profesionist, dar de asta suntem aici, de asta avem oameni ca domnul primar lângă noi care vor să ajute boxul să-l promovăm și să-l aducem înapoi la valoarea lui reală. Și ce așteptări aveți de la această competiție? Eu, în principiu, sunt paznic la hoț, să spun așa. Deci voi avea grijă ca toți copiii care merită să câștige, să câștige. Sunt, nu știu... Nu se va ocupa de arbitraj. Nu va ocupa de arbitraj. Vrea să vă reapucă, pentru că sunt ceva probleme, au fost, or să le dăm la o parte și vrem să intrăm pe un făgaș bun. Să fie corectitudine, disciplină. Fără asta nu se poate face performanță. Iar de la sportiv, ce așteptări aveți? La sportiv, eu sunt întors după 15 ani, nu-i cunosc chiar pe toți. Avem câțiva sportivi de valoare, au demonstrat-o și la centura de aur cu o săptămână. O săptămână jumate, dacă nu mă înșel. Depinde mult și de antrenorii de la club. Sunt multe lucruri, nu-i chiar... Sunt mulți factori. Sportul românesc trece într-o penurie sănătoasă de financiară. Sportul românesc din box. Și boxul care era oricum era mai la spate, e mai eu susțin... sănătos și afectat. Eu susțin performanța. Când faci performanță, poți să începi să ceri. Dar momentan nu prea avem așa multă performanță. Atunci putem vorbi despre adresabilitatea. Cum te interesați? Cum sunt copiii? Noi avem copii foarte buni, la nivel mic. Cum cresc? Cum încep să ceară și nu primesc să risipesc? Trebuie motivați, trebuie stimulați. Ajung și mai puțin. Că la seniori înseamnă după 18-19 ani, când familia îl întreabă ce bani aduci tu acasă, ce aduci. Și eu știu că salariile sunt mici peste tot, dar ălea mici de la box care erau și mai mici nu mai vin deloc. Și atunci omul se duce, își găsește în altă parte locul ăla să ia niște bani. Și mai există și străinătatea asta, care sunt foarte mulți tineri care pleacă și fac, știu eu, muncesc sau nu muncesc, dar ei se duc. Mulțumim mult!